psihică, Viorica Dăncilă, a convocat pentru mâine ședința de guvern, deși în urmă cu câteva zile susținea că Iohannis blochează complet activitatea executivului, refuzând să semneze decretele de interimat. Coaliția PSD-ALDE, pe de cealaltă parte, spune că funcționează în continuare, mai exact în teritoriu unde mulți dintre membrii partidului lui Tăriceanu ar fi refuzat să-și dea demisiile din funcțiile deținute pentru a rămâne alături de socialdemocrați. Colega mea, Diana Lazăr, are toate informațiile despre ce se întâmplă zilele acestea. Diana, bun găsit, ascultăm! Bun găsit, Berta, bun găsit tuturor. Este o decizie surprinzătoare aceea de a convoca ședința de guvern pentru mâine la ora 16, venită din partea premierului Viorica Dăncilă. Asta în condițiile în care, așa cum punctai și tu, cu doar câteva zile în urmă, primul ministru spunea în mai multe ieșiri publice că nu poate să lucreze la Palatul Victoria și asta pentru că președintele Klaus Iohannis a blocat acele numiri ale miniștrilor interimari după plecarea celor din ALDE și ca atare nu poate fi convocată, iată, ședința de guvern. Ei bine, codul administrativ, așadar o lege în vigoare, o contrazice pe Viorica Dăncilă și pare că și juriștii guvernului s-au convins de acest lucru. Spune așadar această lege că o ședință de guvern poate fi ținută în prezența a cel puțin jumătate dintre membrii cabinetului și de asemenea deciziile se iau prin consens în cabinet. Atunci când nu există acest consens, decizia este hotărâtă de primul ministru. Vorbim de decizii pe care guvernul trebuie să le ia mâine, dar nu sunt neapărat chestiuni arzătoare, ci sunt mai degrabă acte rămase restante din ședințele trecute, multe dintre ele care țin practic de organizare sau de tehnică chiar legislativă. Tot mâine, Partidul Social Democrat este și el convocat tot de Viorica Dăncilă într-o ședință extraordinară la ora 18 este Comitetul Executiv al PSD. Motivul oficial ar fi acela al discuțiilor legate de campanie, dar bineînțeles că nu poate fi ignorat calendarul din Parlament atunci când Viorica Dăncilă trebuie să vină cu remanierea la votul din plen. De partea cealaltă, opoziția strânge și ea rândurile. Mâine PNL și Pro-România vor avea o discuție, astfel încât încearcă liberalii să-l convingă pe Victor Ponta să semneze și să voteze moțiunea de cenzură.